Iulian Cătăluit, aduc în atenție tocmai această formă de prezentare literară, eseul studiu. Când am avut lansarea la editura Aldus, a cărei doamnă directoare Astrid se află aici, nu scrisesem textul acesta, adică această recenzie. De aceea, acum vă citesc dumneavoastră, fiindcă nu o veți găsi decât eventual prin publicațiile literare. Deci, această specie de știință literară nouă, pe lângă cele cunoscute, nota, recenzia, articolul, cronica literară, eseul, studiul, monografia și tratatul de istorie literară. Cum o consideră domnul Apollo Christodoulou, prefața intitulată Eseul studiul între inovație și vizionarism? Da, dacă e vorba de o primă structurare, fiindcă, într-adevăr, marile controverse literare, excelenta carte realizată de domnul Cătălui, sunt mai mult decât înseamnă eseul propriu-zis. Respectiv, eseul constă în prezentarea unei probleme.